Neața bună, vă salut! Astăzi m-am sculat direct cu gândul la obor, la târgul de vechituri. Mergem, mai cotroboim un pic pe acolo, vedem ce găsim. Între timp pornesc mașina, îi dau un pic drumul să dezaburim geamurile. Și direcția Ploiești, abia aștept să vedem ce găsim. Mi-a promis băieții că mi-aduce o cheie dinamometrică. Mai mă uit de un topor mai subțire, un pic mai întins. Și vedem ce mai găsim pe tarabele la oamenii aia. Cine știe, n-ai de unde să știi ce pică. Mai aduc fel de fel de scule după străinătate, majoritatea din ele sunt aduse din afară, așa că avem ce. Și un aparat de sudură, mă uit dacă găsesc ceva, un Fronius bun, ceva și pică, sunt pregătit și l-am luat. Pleacă, tati? Pleacă, tati? Hai că venim înapoi, mamă. Am tras o cheie la mașină. Nu contează cât e de frig afară, benzina e benzină, o pornește la sfert. Lăsăm un pic să încălzească, 2-3 minute, 5 minute, n-o fi foc, după care la drum. Eu așa fac, pornesc și o las un pic la relantiu, după care îmi văd de drum. Un pic de apă, dacă te murdărești pe mâini de rugină, de ceva pe acolo, să ai un pic de apă la tine, nu plec fără apă de acasă. Și cam ăla e. Așteptăm dezaburirea. Nu știu câte ceasul e, trebuie 7. Să fii cât de dimineață acolo ca să prinzi ce e bun, altfel sunt destui oameni care pândesc și atacă la fix prada. Așa că trebuie să fii foarte devreme acolo. Zi frumoasă azi. Văd că a răsărit soarele. Sper să avem un târg bogat. Rândul trecut a fost un pic cam urât afară, vremea a fost zăpadă, a fost un timp urât. Oricum, vremea văd că s-a mai încălzit, nu mai e chiar atât de frig. Și dacă se încălzește bine vremea, începem și la zidăria noastră acolo. Avem de lucru o grămadă. Momentan, cât e frig afară, mai facem pe-n grădină pe acolo, mai tăiem un mărăcine, mai eliberăm un pic grădina, că ce e acolo. Și cum să dezmorțește timpul un pic, trec pe zidărie, avem front de lucru acolo, facem încet așa. Ia uitați ce soare frumos! Și 20, e bine ca și timp, e perfect. Sunt curios să vedem ce găsim pe acolo. Direct la pod.
Haideți că am ajuns, am parcat mașina aici în parcare la Dedeman. Mergem să vedem ce găsim. Masca. O am aici. Acum ies, unde? Eu să te pun la Să-mi faci cadou vreo tigaie? Tigaie de funcă. Ia. Nu arată rău. Gata, mi-a cumpărat tigaie.
faceți cum v-am spus și o să-l țineți toată viața, n-aveți treabă cu ea. Trebuie încinsă bine, nu? Și să scrie și pe aia, da, trebuie încinsă, să încălzească bine ca să iasă cum din ulei când îl puneți pe ea. Dați cu un pic de ulei și aduceți că este bun, o dați afară, dați cu cât pe ulei pe ea. La 10 lei, 6 la 100, 6 la 10 lei. 6 la 10 lei. 6 pe lei la 10 lei. Alta nuanță e ca altă. Ia, dar tot ceva așa. Așa, dar pline aveți aproape pe cumpar, da, astea aproape, 7 la... Ne întoarcem acasă, mare lucru nu prea am găsit. În schimb am găsit un prost care n-avea loc de noi pe acolo. Nu știa cum să devină și el cunoscut, s-a băgat în seamă cu noi, că de ce filmăm, că... În fine, vă povestesc cu acasă mai multe. Și... Am luat noi ceva, dar nu ce căutam. Așa că mi-a stricat la ziua de dimineață, n-am mai stat acolo în târg. Am uitat puțin, m-am dus la băiatul cu cheia dinamometrică, nu l-am găsit. Și am plecat acasă, n-am mai stat. În schimb, am luat ceva frumos. O să vă... Să vă arăt acasă ce am cumpărat. Și cam asta e, ce să... De când în când mai dai și de cât un ceacâr de ăsta, care n-are ce face. El, dacă nu știe săracul legea care e treaba cu filmatul pe domeniul public, asta e situația, n-am ce să... Atâta timp cât ești pe un domeniu public, n-ai treabă, poți să filmezi și în cap. Vezi, Doamne, că îl filmam pe el special. Ce treabă am eu cu tine, măi, nene? Eu filmez ce am de filmat, ce cumpăr eu de acolo, da? Am mai pățit odată treaba asta la un târg de animale în Prejmer. Tot așa s-a găsit niște romi de ăștia să... Sară în sus ca maimuța pe acolo, că vezi, Doamne, îi filmez. Fel de oameni ciudați, n-ai ce să le ceri. Neavând o ocupație, neavând vânzare, găsește așa nod în papură să se ia decât un om, până eu dau unul o mamă de bătaie să-și vadă de treaba lui acolo. Așa merită ăștia. N-ai ce face, du-te bă, frate, și plimbă-te pe acolo, nu mai... În viața mea eu nu m-am băgat în seamă cu cineva așa, cu japca, ca să zic. N-am tupeu ăla, te iei de om să te... No, n-am făcut în viața mea așa ceva. Ei, unii de ăștia niște panarame de oameni, ca să zic, au tupeu ăsta, niște bețivi de aia ordinari care stă... Că nici nu vindea nimica el, era un băgător, dă seamă pe acolo. Asta e. Mai găsești și cât un ceacâr de ăsta. Trecem peste momentul ăsta. Ajungem acasă, luăm pe vânduța și mergem cu ea la montă. Dăm un telefonul domnul Dorel Beznea, vedem dacă e acasă. Vedem ce rezolvăm. Haideți că a revenit. Așa cum vă spuneam pe drum, mare lucru n-am găsit la târgul nostru de vechituri. Băiatul care mi-a promis că vine cu cheia dinamometrică n-a mai venit. Mare lucru n-am găsit. În schimb am găsit un băgător de ăsta de seamă care s-a ofensat de ce-l filmez pe el. Eu îmi filmam acolo ce aveam eu nevoie să cumpăr, să... Deci filmam ce mă interesa pe mine, nu aveam eu treabă cu el. Dar neavând ce face... Drojdier, după mutră l-am luat, că e drojdier. N-am putut să filmez toată mascarada aia de acolo care s-a întâmplat. Asta e faptul consumat, a reușit să-mi strice ziua. Practic n-am mai stat prea mult pe acolo, s-a uitat Ana de niște papuci. În schimb, am cumpărat o cratiță de asta de fontă. Și cu capac, tot în fontă. O cratiță lucrată bine. E de la firma Oti.
A costat 1.250.000. Ea normal a fost 1.400.000. Mi-a lăsat-o vânzătorul la 1.250.000. O mică negociere. Acum să vă întrebați ce fac eu cu atâtea crătici, tuciuri, tuciulețe. E bine, am de gând acolo sus în grădină, pe platou ăla frumos, să eliberez acolo zona și vreau să fac un loc, un refugiu, mai bine zis, unde să gătesc în aer liber, să mă liniștesc, să pot să am așa un pic de liniște. Bineînțeles că n-am să fac asta în fiecare zi, dar când voi simți nevoia de un pic de liniște, un pic de recreere, mă duc frumos acolo, îmi iau tuciulețul, depinde ce vreau să fac, o tocană, o tochitură, o... nu știu, vedem atunci. De-aia vreau să și aranjez terenul acolo, să fac ceva frumos, rustic, nu prea sofisticat, va fi ceva frumos, o surpriză. Mai mult o să vedeți pe parcurs. Deci, cam asta cu oala noastră, tigaie sau cum vreți să o numiți, foarte bună, abia aștept să gătesc în ea. Vânzătorul de acolo mi-a spus că trebuie încinsă foarte bine, scăldată în ulei dacă aș putea, să o bag toată în ulei după ce se încinge ea. O să vedem cum procedăm. Sunt și ceva tutoriale pe YouTube unde se pregătește tigaia înainte de a fi folosită. Rămâne de văzut. Am citit comentariile voastre, m-ați întrebat ce am făcut cu Vanda, femeia noastră ciobănesc caucazian. Ei bine, am fost la domnul Dorel Beznea, un crescător de ciobănești caucazieni. Am reușit monta, ne mai ducem și luni, adică mâine, repetăm și vedem ce va urma până la urmă. Pentru că niciodată nu poți fi sigur de o chestiune de genul ăsta. Deci, monta a reușit, câinii au rămas acolo conectați. Acum, ce vrea Dumnezeu. Am reușit monta. Acum să vedem cum ce urmează. Deci cam ăsta a fost materialul nostru de astăzi, cât un pic din fiecare așa. Și ce să zic, dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați un share, un like. Eu sunt Cristi, voi ați fost alături de noi, v-am pupat, multă sănătate și ce să zic, o duminică frumoasă tuturor. Ciao.